Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea cum își va face apariția persoana voastră. Nu ne vom uita când. De ce? Pentru că la întrebarea când aveți răspunsul în etalarea când mi se va îndeplini dorința. Acolo vă puteți gândi la persoana iubită, respectiv când vă va contacta sau când veți avea o împăcare sau ceva de această natură și vedeți acolo răspunsul. Da? Pentru cei care nu știu de această etalare și n-ați văzut-o încă, am să las linkul în primul comentariu care vă apare de la acest videoclip. Așadar, vom trece la etalarea 1, după care vom merge la 2 și 3. Țineți cont că dacă vreți să lucrați cu mine pentru o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Bun. Să vedem. Energia persoanei voastre. Întâi de toate, că doar cu asta începem noi de regulă. Ca să vedeți dacă e persoana voastră sau nu. Energia persoanei voastre este de veșnic nemulțumită. Pentru această persoană nimic nu este suficient de bun, este o persoană destul de apatică, plictisită în acest moment, nu prea are chef de mai nimic și aș putea să zic de asemenea că această persoană are un stil de a fi foarte lejer și foarte neimplicat în orice ar fi un pic mai dificil sau un pic mai greu, hai să nu facem ceva de genul. Deci nu, persoana voastră nu are chef efectiv de nimic. Bun, ce aș putea să mai zic în legătură cu această persoană este că nu este neapărat o noutate faptul că se comportă așa, este genul de persoană care întotdeauna caută ceva să-l țină sau să o țină distrat sau distrată, este o persoană care se plictisește foarte repede. Unii ar putea zice aici că e vorba de persoane cu ADHD, dar nu cred că este cazul și nu vorbim despre acest lucru aici, dar efectiv această persoană se plictisește foarte, foarte rău și foarte mult de viața sa în general. Și nu e vorba numai de persoanele iubite, este pur și simplu de lucruri care se întâmplă în viață pur și simplu. Nu au stare nici la muncă, nu au stare niciunde. Bun. Mai multe detalii despre această persoană aș vrea să văd. Persoana asta efectiv iubește să fie în centrul atenției, iubește să fie apreciată de persoanele din jur, poate iubi lucrurile scumpe de regulă. Această persoană are tendința de a lua relațiile pe repede înainte, este o persoană care nu stă foarte mult să se gândească în momentul în care îi place de cineva, e o persoană care are întotdeauna câte ceva de spus, care întotdeauna spune lucrurile un pic mai dur decât ar trebui să le zică, pentru că efectiv această persoană nu are limite și nu se teme de nimic. Este o persoană care are tendința să fie foarte încrezătoare că este pachetul perfect pentru un soț sau o soție, dar niciodată nu își pune întrebarea dacă într-adevăr și ceilalți percep chestia asta și dacă și pentru ceilalți pare la fel. Persoana asta are destul de multă stimă de sine, nu este problema de stimă de sine, îi se pare că pur și simplu totul îi se cuvine și că nu trebuie să depună efectiv niciun efort, îi se pare că tot ceea ce spune această persoană are dreptate și nu există o posibilitate ca aceasta să greșească vreodată, Doamne ferește. Interesul său este mai degrabă pentru partea pasională a relației, nu neapărat pentru conexiunea telepatică, cu toate că așteaptă să întâlnească miraculos un partener sau o parteneră cu care să împărtășească sau să simtă că împărtășește această conexiune, dar surpriză că dacă nu depune efort în nicio relație și întotdeauna este în căutarea ce va urma după, cine va fi după, cine va fi următoarea persoană, cine mă va cuceri iarăși sau pe cine voi cuceri eu iarăși, nu va reuși să dezvolte această conexiune cu efectiv nimeni. Bun. Să vedem cu oracolele sau hai cu tarotul. Cum vă va aborda persoana când va reveni? Revenirea este destul de lentă și plină de dezamăgiri oricum. Trebuie să fiți conștienți că această persoană vine către voi, dar nu neapărat vrea o relație stabilă. Atenție, pentru că aici nu aș crede că această persoană vine cu dorință de angajament. Cred că mai degrabă vine doar să își satisfacă iar niște nevoi de diversitate. Nu cred că această persoană va fi mai deschisă emoțional către voi și nu cred că voi veți fi complet vindecați în momentul în care această persoană, voi încă vă veți simți destul de trădați de această persoană și nu cred că lucrurile
ăsta trece așa cu una, cu două. De asemenea, această persoană poate avea în continuare tendința, pentru că avem îndrăgostiții cu trei de spade, să aibă relații și situații în paralel. Există sentimente de partea voastră, dar nu aș băga mâna în foc și pentru sentimentele acestei persoane. Și țineți cont că pentru voi va fi o oportunitate de angajament și de asta voiam să zic, de iubire împărtășită cu o nouă persoană, cu o nouă iubire, dar nu cu această persoană. Atenție foarte mare, pentru că această persoană va încerca să pară ca și cum este total investită în voi și nu va fi, de fapt, așa. Această persoană ce caută acea chimie, caută acel fior, caută acel moment neașteptat, caută neașteptatul și caută surprizele din viața sa și vine la voi mai degrabă în vizită, nu vine în viața voastră doar ca să rămână acolo. Deci atenție foarte mare, pentru că aici persoana asta veche nu are intenția să vină și să rămână. Nu, explorează conexiunea aici, dar într-adevăr pot să fie relații intime, dar nu cred că voi trebuie să mai rămâneți cu această persoană, nu cred că mai este ceva de explorat cu această persoană, cred că efectiv ați văzut deja tot ce era de văzut la această persoană, dar dacă voi vreți să sperați și asta în continuare, puteți o faceți, dar sincer aici iubirea romantică, încă o dată, iubirea mutuală, asumarea într-o relație și așa mai departe, absolut tot ceea ce vă doriți, magnetismul, chimia, absolut totul va fi disponibil cu o nouă persoană și vor fi nu doar sentimentele voastre care vor fi efectiv, se vor simți cam la fel cu sentimentele pe care le aveți cu această persoană, dar într-un mod mult mai sigur și în care nu trebuie să vă temeți dacă în secunda următoare vă înșală, da? Și aici trebuie pur și simplu să acceptați că este momentul să încheiați situația cu această persoană. Este destinul. Este vorba de destin, da. Sunteți meniți să întâlniți pe altcineva. Totul este în concordanță cu destinul. Da? Deci, da. Și chiar dacă această persoană veche pentru voi a apărut destinată, sincer, acum este momentul vostru să vă luați puterea cu voi și să plecați în altă parte. Inteligența și frumusețea mentală. Este foarte important ca voi să vă folosiți de inteligența voastră, de înțelepciunea voastră, pentru a reuși să treceți mai ușor peste această situație. Deci, încă o dată, felul în care vine această persoană în continuare este ca și un cuceritor. Se lasă așteptat, vine, cucerește, pleacă. Vine, cucerește, pleacă. Nu este o persoană care să rămână, nu este o persoană care să stea foarte mult pe gânduri în momentul în care își dorește ceva. Voi ați așteptat foarte mult după această persoană pentru că efectiv se vede ca și cavaler de pentagrame. Deci aici este posibil să fie fost o separare de ani, de zile pentru unii dintre voi, dar asta nu înseamnă că persoana s-a maturizat în vreun fel. Nu. Nu. Aici, efectiv, nu văd de ce ați mai aștepta. Și să vedem aici ce avem. Nimic nu va ieși din această situație. Mai clar de atât, nici nu știu dacă putea fi. Nimic nu va ieși din această situație. Na-a. Din situația nouă veți avea parte de binecuvântări, de frumusețe, de asumare, de tot ce vreți. Hai să vedem ceva pentru relația nouă. Răspunsurile de care ai nevoie vor veni foarte curând. Deci aveți răbdare momentan, voi trebuie să luați, și avem la baza pachetului, ai încredere în visele tale. Deci atenție foarte mare, este foarte important că voi să aveți încredere că va fi o persoană loială, dedicată vouă, care vă va fi alături și care vă va iubi necondiționat. Doar trebuie să acceptați faptul că această persoană nu este acea persoană care vă va iubi necondiționat. Deci pur și simplu nu se poate să fie aceasta. Bun. Să vedem pentru următoarea variantă. Să vedem. Eliberăm un pic spațiu și trecem la treabă. Pentru varianta numărul 2, să vedem energia persoanei voastre. Energia persoanei voastre. Opt de cupe. Aici persoana asta deja s-a detașat. Ok.
mai multe despre persoana voastră. Persoana asta este orientată către bani, nici de cum către iubire. Vreau să știu totuși că vine asta de cu aici. Cred că voi sunteți mai degrabă tentați să faceți pași către această persoană, chiar dacă este greu, mai degrabă decât această persoană să facă pași către voi. Atenție că această persoană s-a îndreptat deja către noi orizonturi. Este posibil ca această persoană să se fi mutat din localitatea în care ați cunoscut-o sau din localitatea în care ați fost împreună, lucruri de această natură, dar este efectiv persoană nu doar detașată și plecată. Și-a luat bagajele și a plecat. Este foarte bine ca voi să nu mai aveți așteptări din cauza acestei persoane. Dacă voi considerați că aveți nevoie de o clarificare, cred că da, o puteți cere, dar atenție dacă veți simți un impuls, pentru că aici e posibil ca cineva să simte un impuls și să-i trimită mesajul acestei persoane efectiv cu faptul că vrea să știe exact ce se întâmplă și dacă mai este ceva în legătură cu această situație, sincer, eu vă dau răspunsul de pe acum, nu mai este nimic din această situație care să poată fi explorat, chiar dacă voi aveți toate intențiile bune către această persoană, țineți cont că această persoană deja este detașată de cenetele de regulă. Când eu văd 8 de cupe, zic, aici există deja detașare foarte greu din persoanele care au această detașare, foarte rar se întâmplă să reușesc să văd și o împăcare sau și o reîntoarcere sau și ceva benefic. Aici nu cred că este cazul de așa ceva, aici poate să fie cazul de o situație în care să lucrați, să colaborați cu această persoană sau să aveți persoane cu care colaborați în mod frecvent în comun, dar nu mai mult de atât. Deci va trebui cumva să faceți pace cu toată această situație, pentru că dacă nu, voi vă țineți singuri într-o ipostază de suferință și, sincer, nu are sens, pentru că aici, oricum, lucrurile sunt deja cam gata. Bun. Cum vă va aborda această persoană? Să zicem, ignorând faptul că aici voi mai degrabă o veți contacta, dar ignorând această situație, cum vă va aborda această persoană? Prin muncă, prin cunoștințe comune, nu... Aici, la suprafață, nu pare că vă contactează, nu pare că face ceva. Este posibil ca această persoană din când în când să vă contacteze pe conturi false, dar doar pentru a vedea exact ce faceți sau să se informeze despre voi din partea cunoștințelor comune, dar nu neapărat pentru a se împăca cu voi, ci pur și simplu doar să vadă, da, oare o duceți mai bine decât această persoană, da, oare voi e mai bine, da, oare sunteți mai fericiți, da, oare ce se întâmplă cu voi. Pură curiozitate, dar nu cred că această persoană, sincer, are de gând să se întoarcă la voi sau este interesată de voi că vă vrea binele sau ceva de această natură. Nu, această persoană compară și felul în care vă va aborda va fi pur și simplu pe rețelele de socializare, de curiozitate sau prin intermediul unor cunoștințe comune, colegi comuni, lucruri de această natură. Pentru unii poate să fie faptul că voi ați cunoscut această persoană în facultate, pentru unii dintre voi, și atunci va întreba colegi de facultate despre voi. Dar altfel... Persoana asta nu are tupeu să și nu vă va aborda direct de pe contul său personal sau de pe numărul său să vă sune maxim își cumpără o nouă cartelă și vă contactează de pe aceea și o ia doar pentru a vă contacta și pentru a vedea ce e cu voi. Dar nu cred că această persoană dă pași înspre voi. Aici această persoană se poate să vă fi blocat pe voi. Și tot această persoană cere informații despre voi. Da, într-adevăr, se poate întâmpla o astfel de situație, dar eu nu văd această persoană să facă într-adevăr ceva concret, ceva stabil, ceva vizibil. Pur și simplu, maxim întrebări, dar sau să vă contacteze de pe conturi false, dar nu văd că vă abordează cumva în mod, nu știu, direct. Și avem iartă și învață, iubește-te pe tine întâi. Adică nu faceți voi pasul, da? Factor religios și vindecarea chestiunilor de familie. Deci nu, nu, aici nu. Nici aici nu am rezultat pozitiv pentru voi, pentru persoana asta din trecut la care vă gândiți, pentru că aici sunt foarte mulți factori care vă țin separați și veți rămâne așa. Prosperitatea vine pe viitor. Voi trebuie să vă axați momentan pe carieră, voi trebuie să vă axați pe ceea ce veți face cu viața voastră, pe scopul vostru divin și nu este momentul ca voi să vă axați pe iubire. Nu în acest moment, nu. E un moment de vindecare. Deci nici să nu vă gândiți, nici să nu vă gândiți să-i dați mesajul acestei persoane, un nou început vine, dar cu altcineva. Da? Deci nu vă mai lăsați trași în situația asta, pentru că nu este cazul. Să vedem
ceva mesaje mai personale, mai specifice. Nu știu ce mai putem afla din acestea, dar vedem. Este nevoie ca voi să vă lăsați să fiți mai plini de grații și mai benevoli. Trebuie să acceptați faptul că doar pentru că voi vreți binele altor persoane, nu înseamnă că și acestea îl vor pe al vostru. Este cazul ca voi să fiți mai eleganți, mai răbdători și să înțelegeți că nu aveți ce să faceți. Încercați să nu reacționați, să nu vă bazați pe impulsuri și acționați mereu cu grație. Sunteți persoane inteligente, sunteți persoane cu idei foarte frumoase și foarte prospere, dar este momentul să puneți aceste idei prospere în aplicare într-o direcție și să vedeți unde duc, da? Deci chiar nu e momentul de iubire pentru voi. Așa. Și pentru varianta numărul 3. Să vedem cine este această persoană. Dacă voi sunteți împreună cu această persoană, nu știu de ce întrebați acest lucru. Dacă nu sunteți voi cu această persoană, această persoană este într-o relație. Ok? Pare să fie destul de fericită persoana voastră în relația în care e, indiferent că este cu voi sau nu. Situația dintre voi. Da. Majoritatea care se uită aici nu sunt în contact cu această persoană. Există foarte multă anxietate, foarte mult stres, dorință de a reîncepe lucrurile, dorință de un nou început. Nu văd această persoană să vrea să facă un pas către voi. Un pas concret, un pas serios, dacă voi nu sunteți persoana cu care este. Totuși va fi o comunicare. Felul în care se va întâmpla această comunicare va fi mai degrabă să vă trigăruiască vouă anxietatea pe care o credeați și cumva pierdută la un moment dat. În momentul în care voi vă simțiți bine, această persoană revine, dar revine cu un spirit imatur, revine doar pentru a vedea ce mai faceți, cum o duceți. Aici persoana vă va contacta direct, spre deosebire de varianta numărul 2, dar atenție, pentru că nu văd lucrurile să ducă prea departe, pentru că efectiv anxietatea voastră va fi la cote maxime aici cu comunicarea aceasta. Atenție foarte mare, pentru că aici nu este vorba neapărat de ceva ce se poate explora pe termen lung, pentru că uitați, avem As de Bâte și Cavaler de Bâte. Această persoană vine hai să zicem că aici poate să fie o pauză de la căsnicie, în momentul în care vine către voi și vine pentru o escapadă, vine pentru o aventură, dar nu văd această persoană către ceva serios, deci nu reușesc să văd. Văd că persoana vine către voi foarte orientată spre pasiune, spre a explora, spre a vedea, spre a se simți bine, spre a se distra. Este bine să aveți limitele personale în punct, pentru că această persoană va încerca un pic să treacă de ele, depinde doar de voi dacă o lăsați sau nu. De asemenea, această persoană, în momentul în care vine, este ceva de genul: ok, ți-am dat mesaj, când ne putem vedea cel mai repede? O să vă dea impresia că această persoană într-adevăr este nerăbdătoare să se vadă cu voi, că e dor de voi sau ceva de această natură, dar nu este neapărat situația și trebuie să fiți precauți și trebuie să o luați încet. Dacă vreți să vă demonstrați singur dacă e așa sau nu, luați-o încet și pas cu pas, pentru că altfel, sincer, văd chimie, văd pasiune, văd asta, dar nu văd dorință de a merge în continuare cu voi. Și sincer, cred că va exista o împăcare cu cealaltă persoană după. Lasă tendința de control. Pasiune? Da, o văd. E acolo. Nu e că nu e. Da, grijă că într-adevăr vreți această situație. E o nouă dragoste și pentru voi. Dar va exista această... Exprimă-ți dragostea. Ok. Dar va exista această posibilitate a voastră de a flirta, de a petrece timp împreună, o perioadă, doar că va fi o perioadă relativ scurtă și că nu se va întâmpla prea mare lucru aici. Ok. Arată lumii adevăratul sine, privește imaginea de ansamblu și... Se apropie sfârșitul unui ciclu destul de greu pentru voi. Deci da,
ciclul karmic pe care l-ați avut cu această persoană se încheie prin această comunicare și această aventură, dacă vreți să se ajungă până acolo. Dar ideea este că voi veți fi puși față în față cu lecțiile și veți fi într-o ipostasă în care efectiv nu mai puteți să neglijați faptul că aveți niște lecții de învățat aici. Iubire la prima vedere și spirit mândru. Este în momentul ca voi să conștientizați că aici nu a fost neapărat iubire la prima vedere. Aici a fost mai degrabă o situație karmică, o recunoaștere din vieți anterioare. Putere și vindecare. Este cazul ca voi să ajungeți la vindecare și da, într-adevăr veți vindeca, pentru că efectiv ciclul se încheie și voi veți fi puși direct în mijlocul vindecării. Și inteligență și iubire mentală. Mi se pare interesant că cred că asta la toate variantele a ieșit. Așa. Cred că e singura carte care mi-a ieșit la toate și frumusețe și bucurie. Veți avea parte de acestea, doar că trebuie să acceptați că nu este cu această persoană și cam atât. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!